greu să te schimbi. Cel mai ușor e să arăți ca altcineva. Cel mai greu e să fii altcineva. Nu vă uitați unde trebuie, domnule Vlad Pop. N-am putut să fac. Am fost la ea acasă, în dormitor. Dormeau împreună. Și n-am putut să o fac. De ce ai venit aici? Unde să mă duc? Ce să fac? Cine mă știe pe mine? Cine? Chiar ai vrut să faci? Da. De ce? Pentru că nu suport să mai văd așa. Așa cum? Așa, unul lângă altul. Nu suport să mai văd pe ea lângă el. Continuă, dă afară. Hai. O iubesc. Încă o mai iubesc. Ce dracu să fac? Nu tu o iubești, Adrian o iubește. Adrian e nervos, Adrian suferă. Și vrei să-ți mai spun ceva? Tu trebuie să-l faci uitat pe Adrian. Nimeni altcineva. Adrian mai există pentru că vrei tu să existe. Hai, e timpul să scapi de Adrian. Nu mai ai nevoie de el. Adrian e bun, lui Adrian este milă, nu ți ajută la nimic. Tu trebuie să fii puternic. Numai așa poți să-ți duci planul la capăt. Scapă de Adrian. Acum! Fă prostii. N-ai nevoie de așa ceva. Sau vrei să te întorci aici? Vlad, ești mai deștept ca ei. Ai un plan, iar în planul ăsta nu intră și poza ta pe prima pagină în ziare. Și orice ar fi, tu nu te întorci aici. Niciodată. Ai tot ce trebuie ca să-i distrugi. Trebuie doar să fii mai copt. Atâta tot.
Aici nu treci pe Roman. A trecut Rubicon. Ești gata să o faci? Arată bine. Ce vrei? Răzbunare. Mi-au luat totul și acum o să le iau și eu totul. Cum? Încet. Pas cu pas. O să le găsesc punctele slabe și o să-i fac să mă iubească. Sigur vrei să o faci? Da. Sigur? Da. Sigur? Da, vreau să o fac și am să o fac și o să merg până la capăt.